Petrica, deja mă cunosc. Tu vezi că nu mai le zic hai și ele. Eu nu trebuie să fluier. Poți să vină unul de zile, că mă cunosc, că? Ba, ai una șchioapă aici, o faci acum sau? Bă, dar cum de-ai luat toți câinii cu tine? Să le fac baie. Dar păi, stai cu mine, umblă doar. Ți-a venit nevasta și tu pleci, sau vin și ei acolo? Vin, da. Mai vin cu mașina, cu vin și eu. Deci pe alese 300 de euro. Aici m-a întrebat cineva, mă, dar chiar vrea să le vândă, mă, 100. Hai să dea 100. Și-o cumpărat, fac tot. Da, într-oc, eu vin așa frumos, eu nu mă grăbesc. Oricum, într-o oră ajungem, nu? Eu zic că da. Până ieșim de aici, Anica, pe vest. Petica, tu din față, eu din spate, le dăm bine, hai. Ce ai spus, că mă primești o lună la tine? Da. Cu 300 de euro, domnul. Eu nu ți-o spus că vin de pe alese. Din ce aici 100 de bucăți. $15 milioane mai vine. Nu 5 milioane. Bă, s-au învățat cu mine, bă, și cu tine, nu mai e o treabă, bă, gata. Da, mă, vii și-ți alegi care vrei tu, câte trebuie. Da, 100. Și gata. Era rar am auzit pe cineva să vândă pe alese. Vin 102 pe alese din 500. Ia zi, mă. Tu ce faci? Foarte frumoasă zona aici.
Bă, cred că da. Îi spune câte vrei și la... o să-l anunț. Bă, dar de ce mergi pe acolo cu ele? A, dar nu puteai să le... să mergi pe aici, pe la șofrona? E gard electric? Așa. Da, cam 3 km. 3-4. Ajung pe coror și ceva. Noroc cu mine, Petrica, că le dau din spate, că altfel nu veneau după tine. Petrica, ai luat vreodată în serios cum a fost cu boala asta, cu pesta? O, multă lume zice că nu e adevărat, adică așa ți-a fost vreodată teamă? Bă, dar erau mulți, am văzut pe un domn care a zis că sunt care au butoi slabe, mă. Și-a făcut intenționat, a zis că e boala, numai să-i despăgubească, știi? Mă, pe ce, ce business e ăla, mă? Calci pe cadavre pentru bani? De încolo de bani. Am văzut iară că dacă nu știu dacă e adevărat, bani, nu știu, ca să omoare, nu știu câte voi, ca să... Aia cu domnul Andreșoi? Bă, nu, astea sunt discuții prea mari pentru noi, eu doar... Și eu mă gândesc, și atâta bani, acum hai să vorbim bărbătește. Nu cred eu că la nivelul lui omul ăla se pretează el să facă lucruri de astea. Exact, sunt cu casă voi, eu nu cred, nu. Adică, nu știu. De bătut de jină și de geasă atâtă lume bună. Bă, aveau, am eu, cum n-ar trebui să-i spunea, bă, l-a băgat de vină și l-a luat din grămadă, exact. Toți suntem buni. Uite, bă, că și-o reveni câinele ăsta, mă. Îl ajută? Da. I-am pus ceva soluții din aia de două ori că aici pe spate. Dar ce-a făcut râie, nu? S-a bătut anul trecut și o fă prins de grumaz. S-a, și cred că de la râie. Și râie l-a apucat. Și de atunci nu mai mărg bine, de atunci. S-a bătut cu frațesul de la Ocățar. Cam viață, bă. Exact. Ce vieți eu, domn, s-a bătut cu frații sau... Era așa în ea, eu fost, avea o, știe cât o găleată de 10 kg capul. Da? L-a prins așa, i-a rupt și de la ochi, așa i-a fost rupt aici, în jos. Și pe ăsta l-a fost prins de grumaz, dar eu știu că s-a bătut, că s-a bătut ei, nu am fost acolo. Când o ceda vreun. De ce fai, în vinul? Nu e problemă. Facem o oră, mă, facem o oră până acolo, mai mult.
Sunt la ora 12. Când am ieșit din pădure, sunt ca acolo. Da, știu, dar nu, eu am venit cu ele. Păi nu le lăsăm mânce, amu, că să apucăm să le facem și alea la ce. Hai de muncă până de seară, 1002. Mai greu e când ne bagi acum. Mă, dar cum de vrea să deie pe Alese, mă? Eu încă n-am auzit pe nimeni. Și pe domnul Valentin din Boleasa. Are oi bune, ea, păi nu contează care o dă. Deci asta e explicația. Da. Zis un domn aici, adică bă, înseamnă că are oi bune dacă nu-i pasă care. Păi, și sunt tinere, mă, și are vreo 20 până la 3 mii și restul tot numai miori și strămiori are. Că alea la cel odată anul trecut, mi-o da mie 50. Și a fost de la 4 mii în sus. Dar tu la câte vrei să ajungi, Petrica? Am 150, dacă am, după aia, pe văd. Mai multe, mă. Nu te opri niciodată, mă. Păi nu mă opresc, da? No. Bine, cum limita, cum poți tu. Bă, dar am venit destul de repede, mă. Bine, așa vin după mine până unde vreau eu, dacă nu le opresc. Chiar am venit destul de repede, serios. Asta e soră, mă, frate-i soră. Asta e soră, cu ăla. Și ăla la roșu mare, și ăla e frate, că au fost 3, 2, 5 șocățari. Mergem prin pădure, chele, nu? Da, păi și eu îl îndrept în jos, iasă drumul. Te filmezi așa frumos cum vin ele, mă. Hai, nu vă scăt din asta, la baie n-are. Mă, ai răbdare, mă. Berbec, mă, nu mai are răbdare, mă. Ui, păi stai că încă nici nu ăsta, mă, că s-o mânti, cred că zuma așa-ți mânlice. Mă, da, ați băgat toți berbecii sau? Nu, că a lăsat și-mi prea. Mai mărâne și câte una așa acolo, ăla-s gata, dar ce să mai întoarnă, frate. Aici pe parcă sunt aici. 14 sau 15. 15 au fost, dar unul a fugit înapoi. Poate au avut viață mai bună acolo. Păi nu fost obișnuit, eu au văzut că se mârlește. Și dincolo și-o sări pe țigară pe aici e drumul. Da. Mai să le las să meargă, mă. Păi du-te, bă, după celălalt, hai. Haideți! S-ai mirosit ceva, mă? Foa, ce miros fain în pădure. Nu, aici e de viață.
Bă, prin pădure au ce mânca. Bă, unde ești? Că toate oile au venit la mine, băi, Petre! Bă, ai zis că te ascultă pe tine și uite că-s cu mine toate, vezi? Nu. Nu. Eu sună din Corvinești, domnul Toader. Corvinești, Bistrița, Năsăud. Pe Didi nu vine ca noi așa pe aici. Ba da, dar el mere pe din colț. De ce? Păi nu poate să trecă singur pe aici. Singur? E, păi pe acolo să mai mânce până și legă tâmnă pe astea. Ba da, le termin într-o zi toate. Păi, dar ce soluție folosiți? Nu știu, că nu știu taliu. Am o până, nu văd. Știi că a fost polemica aia cu soluțiile? E, dar nu știu ce de care o luam. Dar tu pe unde cobori acum pe dică? Aici mie se mă îndungă și intrăm în drumul ăla și ies acolo la capătul gardului la fel. Dar știi unde? Pe aici veneam cu bicicleta. Petre, te pregătești de nuntă, gata. I-a zis, mi-ajunge voi 7 ani de hoierit așa. Nu? Ai mulți invitați. Exact, te hotărăști dacă faci nuntă mare sau mică? Da, păi nici ești exagerat de mare, da? Bă, știi cum este? Dacă nu-i chem pe toți, păi, da. Zice că nu i-ai chemat. Dacă nu vin, zici, nu, uite, bă. Până la urmă... Bă, eu e chemat, păi care vin, care nu, să nu zică că nu. Ai 300.
300, dar încă l-am vrut 250, că ce-i măcar. Asta, că așa e bine să te pui la casa ta. Și după nuntă ți-e oi, nu? Nu? Îl mai mulțim după aia. Cum? Îl mai mulțim un pic după aia. Mă, eu zic că dacă chiar îți place meseria asta și o faci de atâta timp, e păcat să n-ai oile tale. Nu? Măcar 200, mă, 250. Hai da. Așa au zis toată lumea, bă, de la 150 încolo ai putea să trăiești. Da. Hai, nu stai zlații. Asta, că vreau, fii atent de unde am venit, mă, din partea lantă, din dealul ăla de acolo. Drumul, ce drumul l-am făcut? Păi l-am făcut repede, mă. Am un bag apă. Acum bag apă? Au venit toți? Nu știu, că nu-i ajuns încă. Nu m-au zis că am o mere cu asta. Da. Faceți show, nu? Da, da. A mai fost, când a fost atunci, mă, de-a un băiat, domnul Ișvan. Știu el vine. Știu că vine. Mă, nu m-au lăsat niciodată să filmez, dar e ok, nu e problemă. Da, nu e mai. Mă refer oile lui, mă. Ia, nu e problemă. Mă zic că e nașul tău. Așa, că mine e naș. Fără să-l chem. Te-ai un lucru bun, mă, ce? Fără să-l chem, că mine. Și de aici se vede frumos, mă. Bă, zicem noi ce zicem, dar Corvinești a fost binecuvântat, mă. 3 pășuni, cât are? 4 pășuni, mă, nu? 4 cu asta. Și aia din Ștolna, cred că e tot al lor, nu? Da, da, asta e comun al lor. 5, nu, asta sat. Dar cum d-a plecat domnul Tamango, mă, și-a venit fratisul? Păi, dai du? Da, da, așa am înțeles. Nu. Da, dacă le mulțești, vrei să-ți faci tot băle sau te bași pe breze? Dacă sunt majoritatea în băle, am și breze, nu-i zic la jocă. Înainte numai breze, de aceea, breze avem. Da, ai vreo preferință? Nu. Oi să fie. Care-s bune? Măi, mie mi se par că au ceva mai deosebit bucălăile, cum au părul, așa. Da. Mi se par, acum fiecare cu... Au ce mâncau, tu vezi? Au, da, dar mâncau pe aici dacă stăceam, ui, ui. Dar pe aici e, ai, te lasă? Nu, că n-are nimeni treabă, nu? Nu, aici e umblat și fac cu mult. Dar asta e stresat, aparte... Dar au tendințele să tragă la mălai? Mai trag, am că mai mai dat de o căsură de viața ca pus. Pe la margine. Nu cam exagerează tare, da? Nu le poți lăsa, mă. Să venim și eu pe partea aia cu mălaiul, nu? Nu, că le vrăzic imediat
dat în sus, apoi de dat un păcău, să fie un acolo în jumbă și deasupra de mălaiul ăla, ca să după aia... Dar de ce nu le duci pe drum? Asta că de-așa le duc piorile de la pieștile alea. Bă, un om conștiincios și credor picioarele. Bă, în alți ani cam culegeau toți deodată, nu prea rămânea pe iarnă, mă. Dar nu pot să mâna ta, mă. Mai ales aici, partea asta, când ești acolo și mai verde. Nu, mă, nu, am vrut să zic acum 15 ani, când nu erau mașini de cules, știi? Oamenii culegeau manual, era cules și tăia jupii. Dar nu era, n-avea atâta un om. Nu. Nu, am înveț că nu se poate face omul pe care îl dă. Nu, 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 nu. Păi din aia, când faci cum poți, nu poți să mâna pe tot dată. Ați pus și voi floare? Nu. Da, am pus foarte lab. Bă, dar ajută că ai puternic în calorică, nu? Da, da. Bă, dar cu Gico ați mai vorbit? L-o suna pe tău, eram un vreo. E bine, nu? E, acolo, la cumnat. Că-și la geaj, acolo de... Unde? La Vișoara, la Demi. A. Le duci pe la dealul? Acolo, unii, la nu, și treci în drept, acolo, în dângă. Dar nu este drum să le dai la vale? Ba da, dar este o lucrână aici. Este aici la capăt, mă la eu, dar putea coborul să trec în drum, dar pe aia se meare pe drumul ăla de piatră de lume. Dar nu, mă, dar ce că nu-i stres? Ce treaba am eu? Dacă, dacă se duc primele, vin toate după ele, nu? Hai! Să la dea! Știu ea de drumul, că mai pot face. Ei, să margă de... Bă, dar aici chiar au ce mânca, bă? O iei așa pe coastă? Tu ca să dai țigări băutură și de alea, trebuie să-ți faci tu un pic treaba, nu? Da, dar ce mi-a plăcut la tine că ai zis că, bă, tu puteai să cobori pe drum de jumătate de kilometru, păi, și să mergi pe drum înainte drept, că eu acolo am venit. Dar zici că, bă, dacă iau, le dor picioarele. Păi da, nu? De la pietrele alea, dar zice, dacă poți merge pe aici și mă duc numai de acolo, mai puțin. Că te dor pe cine dacă umbli numai pe pietri? Da pe ele. Păi știi cum este, dacă te alegi să-ți faci meseria asta și să vii cioban. E alegerea ta, nu te forțează nimeni. Normal. Păi atunci fă-ți treaba, nimeni, dacă nu, nu mai veni. Nimeni nu m-a forțat nimeni. Mamă, Pete, tu ești o raritate, mă. Vorbim noi de Petric. Nimeni nu m-a forțat nimeni niciodată, că, bă,
Bă, aia, ca pula aia. Când eram la școală, atunci am dat în seara mica să mă strânge școala. Bă, da, îți pare rău că nu te-ai ținut de școală. Nu, nu-mi pare rău, că mi-am făcut și mi-e drag. Că dacă nu-mi erau dragi, cred că stăteam sau ăsta. Acum, știi cum este? Dacă aveai capacitate, nu zic că n-ai avut, Doamne ferește. Dar dacă nu ți-o trebuit, înseamnă că nici n-ai învățat prea bine în timpurile alea. Am avut, de nou fost bani. Nu mă, nu zic, decât să faci 11 clase și să n-ai nici măcar bacul, e zouă variantă. Ori pierzi timp acolo, ori te duci la și muncești. Să iau 11 clase, nu-și mă cheamă. Păi am învățat bine, dar prin clasă 11 n-am avut bani. Să ce am spus la tata, tata era o dasta de abricuri, de lemne. Da, da. Tata, eu mă las de școală, mă duc la muncă, mie îmi trebuie bani. Cât de entuziasmat eram. Păi dacă n-ai bani, ce fac? Stau să pe școală, tata nu-mi dădea că avea alți copii mai mici, avea alte vicii. Și că bine, făcut eu, am făcut altceva și am scăpat de școală, dar ca idee, n-ai ce să faci. La noi, nu, tata așa au fost. Că nu trebuie să fii ăsta capabil să duc un pic mincea, să vezi că nu poți cu toată lumea, că noi suntem 10 frate. 10? Da. Vinea mereani la școală sau când eram în practică, mai tratam cu dirigințile, cu ăștia și nu mereani. Mereani și mai lucram, bugua. Sau îi ajutam acasă, că nu puteau fi ei numai. Da, părinții tăi au... Stai că tu au fost ocoile, nu? Da. Și maică ta? Da, nu, nu, măcar. Păi să crești 10 nu, copii nu, pe timp, e greu, mă. Ai avut lipsuri, Petrică? Nu. Nu, mă? Cum a bine, dacă... M-am limitat, eu dacă am 10 lei, mă duc în sat, mă încadrez cu aia, dacă am 100 de lei, mă încadrez cu și cu aia. Așa era. Și atunci mâncarea era, se făcea rost că nu era problemă. Da, și nu, bani nu prea erau, mă. Și dacă se vedea, mergeai la muncă și îți făceai bani să chide cheltuia. Da. La 16... Da, păi nu aveai ăsta tendința ca să... Să să-i strângi din orice, numai gata, că-i zvârca acum banii. Îți luai și aveai necesar. A, dar nici nu-i cerai la părinți. Îți trebuia, mergeai la muncă. Da, da. Dar nu, când dădeam nu era problemă sau dacă ăsta. Păi da, mă, dar dacă puteai să muncești, dacă de ce să ceri? Ne dădea 5 lei atunci când meream la școală, eram cineva când meream la becar. La liceu. Am și 5 lei. Ai prins când puneai pachet de acasă sau luai sandvișuri? Păi îmi puneam și de acasă, dar pe ultima dată nu mai puneam. Poate mai aveam bani, mai cumpăram acolo, era o prăjintărie chiar în curtea școlii. Păi, știi cum este? Eu zic că fie... Problemă, strezi asta. Eu zic că fiecare etapă, și asta cu școala și tot, este frumoasă. Da, liceu... Eu n-am apucat să fac facultate, uite, fiică mea merge la facultate acum, dar... Toată lumea mi-a spus face, bă, acolo e viața frumoasă. Bine, viața frumoasă, trebuie să și înveți, că nu mergi numai să ai viață de... Normal. Bă, și la noi, eu să ne putem purta dacă ăsta puteți în facultate, hai, bă, te țineai unul pe altul, dacă vedeai că unul e capabil și intra la facultate, da, că pe vremurile alea nu intrai la facultate, mai, mi se pare că te dai și examen, era mai greu un pic. Păi, dacă vedeai că unul reușește, îl susțineai tu altul, toți, da, frații, unii pe alții. Nu era trebuie așa, da? Așa le-a fost. Doamne, Zlițanu, bine, sănătos. Asta e ce mai important. Bă, când am venit din Franța, am venit pe Ungaria și noi eram grăbiți, bă, cum e românul de altfel grăbit, știi? Exact. Noi avea stare în mașină și, mamă, ce frumos stau întinse, fii atent, nu? Auzi? Și la un semafor am văzut un om în căruciorul cu rotile, stătea să se facă roșu, știi? Da, da, da. Și în timp ce stăteam acolo, ștergea transpirația, deci și-o dat-o căciulă jos și ștergea transpirația. Zic, uite, mă, omul ăsta... Adică eu sănătos, cu tot ce am nevoie, sunt grăbit. Da. Pentru ce? Și omul ăsta stătea acolo și ștergea așa transpirat. Bă, să-i mulțumim la Dumnezeu că suntem sănătoși, că avem, că cred că noi putem mulțumi la Dumnezeu pentru cât avem noi, când te uiți la ce se întâmplă în lumea asta. Și ca țară, și ca oameni, și ca orice. Păi a renunțat la școală, că așa a fost. A renunțat că... Aveam un văr care merea în Spania la măzlinie, tăpă sezon așa, și m-am dus cu el și apoi am un semestru aratat și apoi eu cu gata. Deci tu ai fost la liceu, nu la profesională? Da, la liceu. Haide!
Hai că merg. Și apoi am ratat. Și apoi după aia când am venit iarna, că prin februarie am venit de la Măsline, și apoi atunci m-am băgat la urmă. Aveam 18 ani să văd câteva lucruri. În septembrie am cum ar face 18 ani și eu m-am băgat iarna după ce am venit la Măsline. Uite, la urmă. S-a mai mers după aia încă de 2 ani. Bă. Că alegeam oile mai repede, cum erau oamenilor și m-am mai făcut 2 ani, apoi după aia nu am mai dus deloc. Prr, prr. Hai tu! Au găsit mâncare, mă! Uite! Haide, ha! Haide! Prr. Haide, ha! Hai la tata tu, ha! Hai la tata, ha! Prr. Cum o simți porumbul, cum vine, uite. Haide, ha. E, acum vor toate, mă. Le-ai momi numai, nu? Vagabon și tu, ha? Bă, eu. E mie, ce le-am ținut de mine, chiar. Apoi, da? Câte ai acum tale, Petric? La vreo ai, mă, efectiv frumos, mă, ce? Nu, chiar poate 150, dar nici nu știu exact. Bă, după mine... Am mai avut așa mic să mai se cade 100 de arte. După mine, ai destule. Doamne, tu ai fost ambițios, mă, că tu le-ai vândut odată. Da. De două ori ne-am vândut. Odată le-am vândut în acolo, nu știu. De ce înseamnă? Numai 3 oi mi-au rămas un cârlar. Am vrut să mă apuc de construcții, să mă la construcții, am fost și la construcții, o vară urmată. Nu a fost de tine, a? Lucram cu cine lucram, la fig acolo unde s-a făcut cartierul ăla. Da, știu. La biserică. Și stăteam așa pe zid și umbla și era unul care umbla cu ele pe acolo, printre casele alea, că nu erau atâta locuitori. Încă nu era făcut drumurile și alea. Yes, nu erau atâta locuitori și de alea cum s-au făcut. Stăteam pe zis că putem uitam după ele și un coleg zicea câte patron, ei că facem petea, cred că nu stăm mult toți aici. Nu, așa uite că tot numai stă după uite. N-ai mă cum să uiți, mă, Petrică, dacă aia a fost dragoste. A fost ultimul an în Spania, toată la Măsline, vreau, nu știu, vreo 37 de ui parcă mea. Și apoi seara când vineam, prima dată sunam pe tipul, nu mi-o făta vreo una, cum era atunci să face, nu, ce-o făta, neală, bebe, serios? Care, da. Da, dar tu ai o satisfacție, că dacă ți-au fost drați, ai făcut înapoi. Nu. Cu ajutorul domnului Toader, trebuie să recunoști. Da, nu e tot, normal. Pe multă lume au călăuzit bine domnul Toader în ciobănie. Am avut, știu ce, 72 când am venit la toate. Deci le aveai tale, oricum. 72. No. Mă, se zice că ăla e cioban care are și oi. Și bine că am avut atunci când m-am dus la Dana de ne-am vândut, 127 parc. Cum, cum te-ai dus la Dana, mă? Păi am fost la cumnatul la Vișoara și am zis că atunci am să măsură, mă, eu n-am ce să vin la toate cu un, doi ani. Am zis că mă duc acolo aia, nu te faci și n-aveți așa încă așa. Dar păi am avut ceva altercații de-astea, discuții. Cu nevastă ta? Da. Yeah. Apoi m-am înervat, atunci am avut trei oi pătace, cârlanii mi-am separat, adică de-o parte, cu oile, și apoi le-am amestecat cel la oaltă, am dat drumul la câini și pe jos am pornit. Și așa, pe drum, să... Bă, de care să sun, care să văd ce mai fac cu ce unul și altul. L-a sunat atunci, l-a sunat și pe Toader. Atunci abia. Apoi nu au avut șofer și apoi s-o căta șofer cu juci. Da, dar cum a fost? L-ai sunat pe Toader și? Da, el era la bar, atunci a căbea. Că apoi suna pe juci ăsta de la Matei. Da, dar ce-o zis el să vii sau cum i-ai zis? Că nu înțeleg. Nu, am zis că... Nu știu ce am povestit și că, a nu, eu am zis, nu-i trebuie un cioban cu 100 de oi. Și o când mă de la primăvară.
m-au zis, m-a întrebat că pe cine, zic pe mine. Ea aia face că nu cred. Și eu m-a sunat pe cameră, pe messenger. Și m-a văzut că porneam și ploua. O și eu face, lasă, stai acolo, că face sub păgiu, să-i cari un prețin în capăt la orhe și le bagi la noapte acolo și vin noi după cine. Și apoi când am venit-o, între timp și eu vin, au ajuns ei, eu cât așa mașină de transport. Și le-am încărcat și la 1:30 noapte am ajuns. Bă, Petre, vezi ce înseamnă să fii om de cuvânt și de calitate? Că nu, normal nu-i trebuia, el avea ciobană atunci iarna. Stau și eu pe partea asta. Ceva, Dănuțe, îmi pui apă? Hai, Dana, să mergem, te rog frumos. Vine Toader! Bă, dar cu motopompa, bă! De care folosiți, bă? Ce soluție folosești? De benzină, bă, ce soluție? Benzină? Benzină, benzină. Are el una mașină, toți erau veniți, mă. Hai, dar bă! Dar mai bine și pe că nu vin prea cu mașinile, nu. Dar nu prea sunt mașini, ai noroc. Vin, trec pe vale. Da? Să nu se leagă de noi. Am un câte șapte de metri până acum. Asta este. Nu mă mai sunt. Mai ales de cea mai tine și de astea care strigă că like, că nu-i drumul alu tătătă. Te le filmăm și le punem pe YouTube, uite. A, da, o cheamă, vezi? 33 de ani. Iată și tu după nume. Mulțumim! M-a luat și fiica mea sala. Acum mai are un pic și de... În 3 octombrie dă orașul. Și după aia... Salut, Dana, o luat. Și după aia e bun Flavius de la mașină. Ce-i luat, Dana? L-a luat și mașină. L-a luat? Ia. Ce mașină i-a luat? Salut, Veru! Nu știu exact. Pe 3. La băiat care? Da, da. Păi cât te seama cu ea și fac grăcie? L-au bătat cu de-aia răzut. Mă, omule, așa se pornește, cu chefuri. Mă. Așa e viața. Stai, bă, curaj. Auzi? Așa e viața. Avem copii, cresc, noi îmbătrânim. Da, să mai am 40 de ani și am fată de 18, a plecat pe 19. Să fiu un bunic tânăr dacă sănătos, o să fiu sănătos și o să trăim. Păi, și domnul Gabi, mă, ceva frumoase. Are multe, mă, cât are? Da, de cred că vreo 40. Cu tot cu alea, cu zici tăi, cu dânici. Pe o grămadă. Dar sunt mulți, nu mă, nu, că îți trei mașini, mă, care îți trei mașini? Iar Dana, anul tău, eu sunt al lui Cornel. Al lui Nea Cornel, ce-a fost atât de astfel. O, a venit Nea Cornel? Da, eu abia așteptat când au văzut că fac în baie. Da?
Nu știe că sunt și eu, băi? M-a sunat de afară. S-a sunat? Bun, bun, vezi, băi, ce înseamnă să te retragi și încă să-ți fie dor de ele. Păi, am avut o fără cu bolnav, atunci a putut să-ți doar suna. Că nu poate, nu poate să conducă să vină. Că nu mai are răbdare în casă. Abia aștepta. Păi când o scăpa, tot nu vine. Le bagi pe la drum, Petre? Trebuie berbecuție. Anostații? Am vreo 30 de miele, 30 de oi. A, deci tu ai 150 de oi fără miele, nu? Nu, cu tot. Cu totul, că am avut mai stricace și reforme de astea. Da, mă, dar mai bine ții calitate decât să le ții la număr. Păi nu. Și le-ai băgat și tu la subvenție? Da. Dar nu tot ce. Am și care n-au trotat. Am mai cumpărat așa de la taică, mi-am vrut să le vândă. Decât să le dai la altul, că e cu ciuvă. Oi bune sau? Da, pe normal. Dar tu ești singurul din 10 frați care ești cu oile? Păi nu mai am, am avut un frate ăla mai mare dintre băieți. Ei mai avea. El mai ținea, că dacă 5-10, ăsta mai eu. Am unul frate în Germania, pe nici să n-au de ceva. Mă, Petrică, pentru astea cu astea te naști, nu? E mult, și de mult ani acolo, are firmă și-o făcut și... Și-o făcut firmă, parfumul lui și de-astea. Da, nu? Cum așa te-ai zis, cu ciomnier, belit sau de-astea? Restul nu... De rog să mă ducă și pe mine atunci, după ea nu m-am mai dus la școală, baia. A, deci de atunci era el... Mi-a plăcit bine, că la 18 ani s-a dus. Atunci s-a dus prin atâta în Spania, a stat 2 ani și după aia a avut o mândră de la noi. Și era măsa și tatăl în Germania. Apoi s-a dus și el cu aia acolo. Dar tot cu mândra aia e? Nu. Cobor... A stat vreo 3 ani. Și aia după aia a fugit cu unul. Și el stătea în casă acolo cu aia și apoi a mai stat un an și ceva. Că nu l-a lăsat ăia să mare, că o spedea de mine înapoi. Nu mai vine.
Păi o pot, de la Sibiu a avut nevastă, păi și cu asta a divorțat. I-au făcut salon de unghi, de geni, de păr, de astea acolo. Și au făcut ei acolo. Păi, i l-au lăsat ei și au divorțat. Mă, nu știu dacă e legal, nu legal, habar n-a. Așa nu prea ne sună rar, când mă mai sun eu pe cameră sau avem grup așa cu tate. Tu vezi că miroase amenta. Da. Bă, femeile, peste tot numai de femei vorbim. Bă, așa tu ai fost inteligent, ai așteptat. Nu mai găsești. Nu puteam fi însurat, am avut o gadică de la noi. Eram la scoală, după aia acolo la oi și vreo 4 ani așa. Serios? Da, nu, nu a fost să fie. Da, mă, dar nu mai aveam nuntă la anul, mă, lasă. Păi aveam 13 ani și aveam 18. Bă, lasă un colo, mai zi așa, bă, că nu era bine, era prea mare diferența, bă. Bă, aici, ăsta e al lui Dănuț, nu? Alu Gabi. Hă? Alu Gabi aici. Nu mă, unul de pământul ăsta e alu Dănuț. E alu Dănuț. Eu știu că Gabi el e cu să se. Nu mă. Eu când am fost și nu are nimic. Dar arată aici în sus. Nu mă, eu când am fost, uite aici unde e Lucerna, mă. Eu când am fost și l-am filmat pe Dănuț aici avea oile sau să-l fi lăsat Gabi, mă? Ia, pe să-l lăsat. Gabi, eu știu că Gabi le cu să se. Și unde trebuie să venim la nuntă? Eu fac acolo la cămin. Mă, și tică face, mă. Te duci? De la noi? Da, tică ăsta. Nu, păi ne-o chema, numai n-am obligație, dar păi... Eu am lucrat cu el în Franța, mă, o perioadă, și apoi... Da, păi la picior? Tică, mă, din pădurice. Aici, nu pot ceva. Nu știu cum de m-o chema, dar e ok, adică nu... Să le dau drumul.